Bun găsit! În contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina, amplificat în luna iubirii, rescriem romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Alături de mine, scriitorul Mircea Dinescu. Domnule Dinescu, bine ați venit! Cred că n-a venit nici ultima noapte de dragoste și nici prima noapte de război. Fiindcă lucrurile sunt atât de complicate, încât se repetă vechile povești din primul război, din al doilea. Liderii lumii, de fapt, nu se înțeleg. Gândește-te că primul război mondial a fost pornit între trei verișori. Erau veri toți, cu rădăcini în Anglia, cu Germania, nu? Fiul reginei din Anglia era Kaiserul. Ăsta, țarul, la fel, era văr cu el. S-au bătut trei veri între ei, cum se bată ea în cârciumă, când se îmbată. În al doilea război mondial, ți amintești, diplomație, chestii, mamă, marele diplomat englez care a fost păcălit de Hitler, cum a fost păcălit. Acum, la fel, e... Chamberlain. Nu înțelegi ce vrea de fapt președintele Americii, știi, că ei pare puțin depășit de situația, așa, e mai în vârstă. Bine, eu ar trebui să țin cu oamenii în vârstă, că și eu sunt destul de bătrân, dar președintele Franței se dă puțin cocoș, dar au, vin și alegerile au în Franța. Interese economice, gărușii cumpără după la ei tot soiul de chestii. Și Germania, cu Germania la fel. Știi, interese financiare. Germania nu va mai intra niciodată în Rusia. Ei au complexul ăsta. Plus că s-au înțeles după război, ruși, Gorbaciov i-a ajutat să se unească. Fostul cancelar este mare om de afaceri, Schröder. Gerhard Schröder. Face parte din conducerea Gazprom. Ați dat seama că ea vorbesc între ei, una vorbesc, e gurile adevăratele. Și ai văzut, a fost un general, șeful flotei germane, a zis, mai băi, da, orgoliu, trebuie să avem grijă și de orgoliul lui Putin, totuși, știi? Fiindcă toată povestea, până la urmă, vine de la faptul că Gorbaciov n-a parafat înțelegerea atunci. Când el a cedat Germania democrată, a lăsat să se unească cu RFG-ul pe care, la care noi am visat toată tinerețea noastră, președintele Americii a spus, domnule, nicio problemă, raza de influență rămâne a voastră acolo, nu știu ce, că nu ne băgăm, știi. S-au băgat. Între timp s-a extins NATO. Da, dar aici este o discuție sensibilă. NATO. Problema aia, știi care e? Pus că rușii n-au problemă cu soldații care se învârpă aici cu 3 tancuri și 5 mitraliere, ci cu armele astea, cum e de veselu, care poate să atingă Moscova. Arme de apărare, care a fost pus inițial, dacă ți aminteți, azi că e pentru... Orient. Orient, pentru Iran. Așa a fost primele declarații. Pe de altă parte, dacă ți amintești, pe vremea lui Iliescu, când a răsărit soarele, când a venit Bush, că era și bancul ăla, când Iliescu apare, soarele răsare, Bush a spus, România este o punte spre Rusia. Nu știu dacă, asta se uită, știi, de fapt. Prea da treabă. Între timp, sigur că orgoliu, că e foarte orgolios Putin, știi, și ambițios și cu nostalgie pentru Marea Rusie, știi? Și pentru URSS, a declarat-o public. Dar aici se pune problema că acum 1000 de ani capitala Rusiei era la Kiev. Rusia kieveană, știi? N-ai cum să... am mai spus-o și altă dată. Ce s-ar mi se getuza, pentru așa era Kievul, pentru acolo o sculptură rusească, nu știu ce. Ucraina e o țară artificială, limba se aseamănă, deși e diferită, dar într-o țară unde ai 8 milioane de ruși, da? 8 milioane, păi dar noi cred că am atâția mai rămas pe aici, vorba lui John, nici eu nu mai știu câți mai suntem pe aici, în țara asta, se pune problema în ce măsură, e clar că Putin nu va bombarda să-și omoare concetățenii din Ucraina, nu? În afară de ăștia care s-au mai însurat cu ucrainieni, ce trei, s-au amestecat, este o întreagă poveste acolo, știi? Prestația președintelui Ucrainei, cum o vedeți? Un fost actor a ajuns președinte? Un fost actor, din păcate, știi, actor de comedie. Joacă destul de prost, n-are amvergură, știi?
cu patetisme de astea, vom fi uniți. Care uniți? Că Ucraina a fost naționalistă tot timpul. Nu i-a lăsat pe 500.000 de o jumătate de milion de români să învețe în continuare în limba română. Nu i-a lăsat pe ruși, a desființat și limba rusă în școlile. Deci au mers așa, au reînviat chestiile astea ultranaționaliste. Ucraina în al doilea război mondial și bine că au fost cu mare simpatie pentru fascism. Așa, au fost cele mai oribile crime și cele mai chestii cumplite, antisemite, au fost în Ucraina. Nemții au lăsat pe ucrainin să-i omoare pe evrei cu bâtele. Există filme sinistre, știi? Da, au fost și lagăre. Da, da, nu, asta sunt imagini care în stradă și loveau bătrâni și copii și femei, în fine. Deci naționalismul ăsta este, a fost atroce și încă nu și-a scos coada dracu din această poveste. Atâta vreme cât Rusia poate să arunce în aer întreg globul pământesc cu rachetele lor, ca și americanii, ca și chinezii de altfel, astea par jucărele, știi, până la urmă, știi? Și marea problemă a Americii, păi dacă în lume sunt probleme mult mai mari decât că Rusia vrea să-și o ia vechile teritorii, sau mă rog, să ciordească de la Ucraina, nu știu ce. Te uiți ce atmosferă în marile capitale ale lumii și te îngrozești totuși. Ce a fost Europa pentru noi, ce vis am trăit noi cu societatea de consum și te uiți ce e în Bruxelles când vin aia cu să împrește o demonstrație și cu arme și cu tunuri de apă și cu lacrimogene. Te uiți la Paris. Știi cum era Parisul pe vremea Romantic. Comunismului? Am fost la un festival de poezie, știi? Păreai că plutești. Și acum, dracu, nu mai vine să mergi nicăieri. Eu n-am mai mers de vreo 2 ani. Am Dar fost... în RDG ați fost? În RDG, în RDG am fost numai pe aeroport. Când eram, mie mi-a apărut în Germania o carte și eram invitat la Heidelberg. Era profesorul Haiman, mare iubitor de literatura română. Și cu greu reușeam, invitați de profesorul Haiman, să, nu numai, au fost mai mulți scriitori, și Ioana Crăciunescu, și Andrei Pleșu, și Liceanu, la Universitatea din Heidelberg. Ori, ca să ajungi acolo, trebuia să-mi plătesc drumul. Dacă îți luai un bilet România până în Frankfurt, costa o avere. Dar ca să te duci prin RFG, știi cât costa un bilet dus întors din Berlinul de Est? București, 700 de lei pe vremea aia. Ori un salariu minim era 1400 de lei. Deci cu jumătate de salariu te duceai cu avionul până și din Berlinul de Est, treceai pe sub aia în Berlinul de Vest și de acolo cu 100 de mărci te duceai cu trenul până la Heidelberg. Și cum a fost acea experiență atunci? Pe mine m-a șocat Berlinul de Est. Când am ajuns eu acolo în anii 80 și ceva, am văzut că exista bere, cremvuști, luam haine pentru copii, hăinuțe, că erau copiii abia născuți și erau foarte ieftine. Deci asta în Berlinul de Est. Berlinul de Est. Berlinul comunist. Da, Berlinul comunist îl pompau și ei să arate cât de cât bine. Deci în România nu se găsea bere. Eu am scris o poezie atunci, nu mai e bere la berărie. Că nu era, scria berărie și în dracu bere, nu. Nici unde scria carne nu se găsea carne, unde era brânză nu se găsea brânză, știi? Deci erau doar etichetele. Am scris o poezie care suna cam așa. Nu mai e bere la berărie, mor cartiere, latră tramvaie, pe umejoare ruguri de paie, se coc cheretici de meserie, doamnă cerneală, du-te în păraie, fă-te hârtie, fă-te pădure, doamnă hârtie, la berărie nu mai e bere, putea cu tremur, ține-te de clanță, iare de lucru la manutanță, iare, mă, în fine, era o chestie de asta așa, cu la berărie nu mai e bere. Și în vreme ce această poezie reflecta o imagine tristă a unei foste țări socialiste unde nu mai era bere la berărie, când mi-a tradus-o Werner Zollner în germană,
frumos, cu rimă și ce, și a rostit această frază care nu s-a rostise niciodată în limba germană. Nu mai e bere la berării. Aveau berării de 700-800 de ani. Aveau bere. Băi, erau pe jos. Li s-a părut că sunt atât de subtil și atât de inteligent că am inventat o asemenea propoziție care nu există în limba germană. Să nu... De fapt, dumneavoastră descrieați realitatea din România. Da, era o poezie tristă, dar era o poezie suprarealistă. În anii aceia așteptați să vină americanii, domnule Dinescu? Bunicul meu îi aștept. Eu nu așteptam. Eu așteptam să vină niște fete drăguțe să mai văd și eu pe Slobozenești. N-am trăit cu chestia. Bunicul meu însă a trăit cu asta, cu americanii. După război, el era aștepta. Grădinar de meserie. Fusese grădinar șef la un boier acolo și maestru grădinar. Și a trăit tot timpul să uita pe cer că poate vin americani, știi? Dar nu, eu eram născut într-o familie lumpen proletari, ce să vin americanii, că voiam eu să ajung la București, ca să zic așa, dintr-un oraș de provincie. Bine, e adevărat că adolescența mea și m-am împlinit ca scriitor într-o perioadă de dezgheț. A fost marele dezgheț de după anii 60, Când a venit Ceaușescu la putere, de fapt, după epoca Ceaușescu la, tu știi că din 65 până în 71, când a fost în China, portretul lui Ceaușescu, dacă iei colecția de magazin istoric, nu există, nici pe ziare n-apărea fotografia lui Ceaușescu, decât când erau de întâi mai de 2 ani, în rest nu era. Înțelegi? Ca pe urmă, după 71, să fie în adevărul, în scânteia, erau 4-5 poze de-a lui zilnic. Înțelegi? Dar a fost perioada aia, mai ales 66, 67, 68, 69 până în 71, în care am mai povestit, dar trebuie să ne amintim aceste lucruri, că n-a fost numai plânsete și bocete în perioada aia. Sigur că o anumită categorie socială, boierii, foștii oameni politici au suferit pentru un banc spus la cârciumă în București, intrau la pușcărie. Ori la mine în cartier, lumpen proletariat, începea cartierul amără de țigani, că așa li se zicea pe vremuri, și ăștia spuseseră numele copiilor, fiindcă ei au fost, apropo de să vorbești acum de Antonescu i-a trimis pe romi în Transnistria, să moară de foame, și au murit foarte mulți acolo. Da, deci genocidul țiganilor. Când au fost eliberați cei care n-au murit acolo, au murit foarte mulți. Toți și-au pus numele copiilor Lenin, Stalin, în semn de dragoste liberare, față de liberatori. Vorbeați de tinerețea dumneavoastră și o să-i rog pe colegi, avem pregătit și un scurt material video cu dumneavoastră din tinerețe. Al liceu, unde recit poezia. Aici o să ne spuneți, o să ne povestiți dumneavoastră despre ce e vorba. Imediat o să-l vedem. O poezie, ultima poezie pe care am scris-o acum 2 zile, domnișoară doamnă clipă. Dacă ochiul meu petrece, domnișoară poezie, sângele se culcă în 10 pe o tulbure trezie. Scot din somn cu ploapa stângă îngerii uscați în rouă. Sunt pe aproape, sunt pe lângă lunecoasa doamnă nouă. Mai not copilăria unde moartea pupă vinul, amețindu-mi herghelia orbului din opt destinul. Mă iubește, nebunește, parfumând scrisori de noapte. Dacă aș ști cum se numește, aș intra la doamna șapte. Dar, boem, facă-se voia celor răstigniți pe oase. Calule se roagă Troia, îți dau fândă-mi șase-șase. Oul cinci cu o spărtură în tăcerea mea imită dulcea blestemata gură, când mirasă, când cernită. Ah, angelii pot să latru la un om intrat în câine, sub piciorul doamnei patru azvălind puțină pâine. Biciul melancolic toarce poeziile sub piele, până tandru se întoarce domnul trei să mi le spele. Don Quixote, uite moara, nu-i nici tânără, nici veche, îți întinde subțioara pentru o palidă pereche. Dacă totuși mă mai doare nisipul orb o icră, sunt clepsidră călătoare, domnișoară, doamnă, clip. Unde erați aici, domnule Dinescu? Eram într-o clasă din liceu din Slobozia, semănam cu Belmondo puțin în perioada aia. Erați aranjat cu cravată, cu costum.
Sau era păi, uniformă. Acum acolo eram obligați, eu tot liceu am avut mai costume de astea păroase, de alea, eu n-am avut costum groase. De haine de altă natură și veneam la școală cu cravată. Asta era și în oraș salutai profesorul. Odată am fost matriculat că am băut o bere în clasa 11-a, știi, adică era... În fine, eu am debutat foarte devreme în literatură, în revista Luceafărul, cu un an înainte, în 66 am publicat prima poezie, în 67 am publicat deja mai multe, deja se vorbea de un elev din Slobozia. De asta au venit să vă filmeze la liceu? Și într-o zi s-a anunțat că vine televiziunea la liceu din Slobozia. Ăștia au vărât liceul, s-au îmbrăcat profesorii, frumos, nu știu, vreau că ce se făceau. Și ăștia au venit la cancelare cu directoarea, era o directoare săracă, cam sinistruță, de profesoară de socialist, științific, de... Marxist-leninist. Și doamna Radu, fie țărână, așa. Și ăștia sunt, doamne, suntem de la emisiune literară, știți, aveți un elev aici care e considerat publică în Luceafăr ca o nouă speranță după Labi și Nichita Stănescu. Noua stea în devenire a literaturii române. Și, da, scriam clasic, așa ai văzut, într-o perioadă când toată lumea scria la Nichita Stănescu, mă doare urechea dreaptă de sub brațul stâng, nu știu ce. Prima albă. Așa, da. Bun. Și... eram în clasă, eu habar n-aveam, știu că n-aveam nicio... și în timpul orei, nu mai știu ce, vine Dinescu, vine-o puțin până la cancelare. Mă gândeam, ce dracu am făcut? Știi că mai... ne prindea pe la gară, mai fugeam de la ore, tot timpul mergeam în gara din Slobozia, îmi plăcea mirosul fumului de tren, ideea, așteptam să fug totuși din orașul ăla de provincie, știi? Și aproape că era ca o marihuana pe care încă n-am început să o consum. Nici acum? La 80 de ani cred că mă apuc, că nu mai e niciun pericol. Mergeam în gară, nu era departe liceul de gară, știi? Și îmi plăcea mirosul, erau numai locomotive de astea cu cărbune, așa frumos. Și bă, ce dracu am făcut, știi? Că de obicei te chema la cancelare când aveai o problemă, știi? Erați un copil obraznic? Erați un copil nu, problemă? Mă, nu, acum, știi, eram mai, poate mai fâșneț, poate și la minte, dar da, nu... obraznicia nu era ca acum, era suavă, știi? Vreau să spun. Mergeați în gară și vă uitați la trenuri. Da, era cam asta o formă era. Maximă da, de obraznicie. Da, da, exact. Și în cancelarie, asta director era cu aia toți, zice, dânsul este Mircea Dinescu. Da, și știți, el nu prea învață bine. Dinescu zice, du-te și adu catalogul. Și m-am întors în clasă, i-am zis, doamna, dați-mi puțin catalogul. Aia era, păi zic, doamna directoare vrea să le arată la ea catalogul. Că aveam cinci, încă nu rămăsesem corijent. Aveam note, câteva note mai bune, la, în fine, nici la română. Era un profesor și acolo foarte ticăi și de ăsta. Nu îi plăcea că public, spunea, nu greșești că publici. Trebuie să publici după 25 de ani. Nu, mă, fine, bun. Și ea spune, doamna directoare, iertați-ne, nu ne interesează totuși foaia matricola a elevului Dinescu. Pentru notele lui, el este considerat un poet și din comunul și de altfel, nu știu dacă știți, dar sunt poeți mari ai literaturii române care au rămas și cam repetenți. Așa. Asta e, n-au stat bine cu școala, nici Mihai Eminescu nu a fost un... În fine, mai fugea de la ore. Și, mă rog, am mărit, așa, și până la urmă m-am băgat într-o clasă și m-am pus să recit și am apărut la televizor. În câți am mai trecut? Din 67, în 71 am scos prima carte de debut, am luat premiul scriitorul, am mai scos după aia 5 cărți și am luat încă 3 premii al scriitorului și premiul Academiei Române, eu n-am mai apărut niciodată la televizor. De ce? Păi nu scriam, trebuia să scrii cu Patria, cu Neanicu, cu nu știu ce, adică nu era așa de, înțelegi? Da, da, cu toate astea publicați cărți. Publicam cărți, eram foarte lăudat de critica literară, dar televiziunea era, a mai apărut o singură dată, era un tip de la televiziune, am uitat cum îl cheamă, în fine, și el a reușit să mă bage într-o duminică, așa, dar după aia mi-a spus, aule, au fost probleme, nu știu ce, și... Am mai apărut la televizor, dar la o emisiune așa mai prelungită în decembrie 89. Dar din păcate n-am recitat acolo.
Ați devenit vedetă în oraș după această apariție la TV? Nu, cred că lumea, ca așa, acum aceste emisiuni literare, cred că nu se uită nici dracul la ele, știi? Nu eram vedetă. Între altele, părinții mei au fost, pentru că am fost prins de directoare citind în timpul orei de socialism științific, l-a chemat pe taică-miu la școală și a zis că, domnule, am luat o rază, dar citesc în timpul orei, nu, da? Și taică-miu a spus, dar ce, el ar vrea să devină scriitor. Și asta care a dracu era profesoară de marxism și de... Și, da, și zis, n-are cum să ajungă fiul de lăcătuși mecanic. Scriitor să nu mai fi de profesor, de medic, și la București. Deci ea nu credea în ceea ce preda. Da, mă, de nenorocită, știi? Și taică-miu a zis, băi, să nu te mai prind seara că citești, că cititul e periculos. A zis doamna, care e femeie deșteaptă, doamna Radu, a zis că n-ai cum să ajungi tu scriitor. Dacă zice, da? Doamna directoare, dacă că n-ai cum, directoarea, da. N-ai cum. Și atunci citeam pe ascuns, că așa cum fumau unii pe ascuns, citeam cu lanterna sub plapumă după ce mă culcam, că venea taică să stingem la început lampa, că am avut lampă cu gaz până târziu, așa. Nu s-a băgat buleftrică la noi în cartier. În fine, și atunci... Eu am scris într-un fel pe ascuns. Și așa, când am debutat în 68 cu mare tamtam, așa, cu versuri mai o pagină întreagă sau 69, nici nu le-am spus alor mei, știi? Și nici la liceu, știi? A fost așa o împotrivire. Dar cum ați ajuns să publicați? Ați trimis o poezie? Redacție. Da, pur și simplu la redacție. Da. Eu nu știu cum a apărut vocația. E o chestie de destin, așa. La mine acasă nu existau cărți. În afară de Biblia bunicului meu, eu am citit în... am luat cărți de la bibliotecă, știi? Și m-a apucat așa o nebunie cu foamea de carte în perioada aia, din clasa 8-a, 9-a, 10-a, 11-a, încât săptămâna am luat maldere de cărți, adică nici nu aveam pe cineva să mă îndrume, că de exemplu am luat Immanuel Kant, dacă cineva găsește fișa mea, ce, bă, Dinescu, în clasa 8-a citea Immanuel Kant, Critica rațiunii pure și... Critica rațiunii critice. Da, și pe amândouă niște cărțoi. Am citit introducerea și biografia cu bătrânul Kant, care se plimba prin târgul lui, care nu călătorea deloc, care cred că trăia cu servitoarea, că nici cu femei nu prea le-a avut, așa. Pe urmă, când am trecut la chestia, dai seama, nu... Dar am descoperit Rilke, marele poet. Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke. Am descoperit mari prozatori ruși, Gogol, știi? Cehov. Până am descoperit mari poeți români, pe care nu-i învățam acolo câte, ce aveau acolo, arghezii. Erau mare poeți, dar avea cu țara, cu nu știu ce, cum erau manualele de atunci, știi? Ion Barbu, știi? Când am descoperit Blaga, am fost... complet năucit, că nu mi-închipeam că există poezie în vers alb. Eu nu știam. Cream că toată poezia e cu rimă, știi? Perecheată, încrucișată. Și chestia asta, până când, nu știu cum s-a întâmplat, cum spune marele poet francez Valéry, că se îl spune că leu e o concentrație de berbeci bine asimilați. Așa am mâncat eu berbeci ăștia genial. Și de la mari scriitori ruși, ați ajuns la... La o nevastă rusă. La marea dumneavoastră dragoste. Agentă KGB după 89. Și da. O să vă rog să-mi povestiți cum se cucerea o femeie în tinerețea dumneavoastră după o scurtă pauză de publicitate. Okay. Revenim. Ne-am întors, domnule Dinescu, vă întrebam cum se cucerea o femeie în vremea tinereții dumneavoastră. Băi, era, cum să spun, ceva foarte dramatic, știi, în perioada aia, pentru că era timiditatea specifică vârstei și trebuie să spun că, de exemplu, la ora de sport, când le vedeai pe fetele, erau niște ciorapi de ăștia maro, așa, de ăștia lungi cu jartea, așa, când vedeai, dacă făceau sport, să vedea puțin de la jarteaua, era o bucățică de picior alb între roche și ciorapul ăla. O bucățică de piele. Te emoționa, era ceva incredibil și nu, era un mister în primul rând toată asta cu frumusețea femeii. Mă îndrăgosteam în general de fete mai mari, îmi plăceau, când eram clasa 9, mă îndrăgostisem de una de-a 10-a, știi?
cred că o chema Elena Talagai. Avea un nume, avea și figura de asta, puțin niște ochi, era foarte frumoasă, știi? Și dar eram black de tot, eram foarte timid așa și la un moment dat abia începusem să scriu poezii în clasa nouă, așa cât de cât mai... Scriați poezii de dragoste? Rezonabil. Am scris o poezie de dragoste și am băgat-o în palton. Ea cred că simțea că îmi place de ea, dar n-aveam curajul să mă duc la ea, să... Așa, din... De la distanță. De la distanță. De exemplu, după un an de zile, ea și-a dat seama și mergeam după ea așa, să o conduceam până unde stătea în gază. Era din... Și ea se oprea câteodată. Mă opream și eu ca idiotul, știi? Adică în loc să mă duc, bă, fată, îmi place de tine, m-am îndrăgostit. Nu. Tot așa păstram distanța legală. Și într-o zi, nu știu ce, mi se părea că totuși nu vibrează la, nu știu. Și am scris o poezie. Și la un prieten de-al meu, Blădulescu Oliviu, care a fost un personaj săracu, tragic, pentru că pe vremea lui Ceaușescu el a avut o dramă de asta, s-a însurat cu o nevastă cam rea de muscă, în fine, cu serviciu, nu se înțelegea și s-a dus în... îți povestesc că e interesant. S-a dus în Gara de Nord și a lipit afișe contra lui Ceaușescu. Și l-au saltat. Așa, și el mi-a povestit, domnule, zice, bă, zic, cum ai făcut? Mă zice, eu plecase între timp în București, ne rupsesem așa undeva. Zice, m-am dus în gara, nu, am lipit, aveam vreo 30 de ani. Fișe, mă, ce coborau din tren, credeau că s-a anunțul de alea, vând bicicletă, închiriez camere, știi cum se lipeau? Așa. Și aia, zice, într-o jumătate de oră s-a golit gara, au fugit toți de frică, și pasagerii, nu știu. Și atunci, zice, m-am dus la poliția gării și am spus, tovarășul Plutoner, n-ați văzut afișele alea? Împotriva, el își închipea că mulțimile se vor revolta și așa de instigare la revolt. Ăla ca pe el săracul la Plutoner. A dat imediat telefon la securitate și au venit vreo 50 de băieți în civil cu un general de securitate. Au adunat toate alea, nu știu ce se vadă, și Plutoner zice, dânsul este tânărul acesta de ispravă care ne-a anunțat, știi? Și Oliv zice, mă, s-a uitat la mine, că era un om deștept. Zice, mă, tu l-ai lipit? Primul lucru a zis ăla, s-a prins că... Zice, da. I-am spus, da. Zice, ai fost internat pe la Păsările, pe la Balamuc, ai probleme... Ce nu au la nasol, știi? Mă, era bine dacă aveai chestia asta, știi? Era o scuză pentru el. Da, adică îl puteam zice, e nasol, să vedem. Așa, l-au arestat, l-au ținut în cercetări vreo jumătate de an, a stat cu câțiva ei care au fost împușcați, niște directori generali de întreprinderi care ciordiseră pe acolo de la abatoare. Din avuția poporului. Și au împușcat pe vremea aia, dacă furai 1 milion de lei, era lege, te împușcau, știi? Și a stat în celulă cu vreo 3 de ăștia care au fost împușcați. A venit procesul, el nu și-a luat avocat ca să apără el, dar i-au dat din instanță un avocat. Din oficiu. Care, cum l-a apărat? A spus, stimați tovarăși, eu aș fi vrut să apăr, dar acest ticălos la chiar avocatul apărării l-am fundat. Era un fel de procuror și avocat. Și-a luat 5 ani. Nu se spunea că am jurat la Ceaușescu sau nu știu, că n-aveai voie să... O instigare, nu știu ce, în fine. Și a făcut 2 ani de zile. După aia el a devenit celebru la un moment dat, că a făcut greva, a ajuns profesor de liceu și a făcut greva foamei pe vremea lui Băsescu. Și săracul a făcut-o și de adevăratele. Adică n-a mâncat timp de nu știu câte zile. Eu m-am dus atunci, eram în relații oarecum de amiciție cu Băsescu, înainte să mă dezamăgească după ce pleci, în fine. Am plecat la Cotroceni. Am plecat și odată cu pleci și am și spus așa. Și am spus, domnule, du-te la ăsta, că moare un tânăr de face greva foame, nu știu, avea drepturile profesorului. Și culmea e că a vorbit cu el la telefon, nu știu ce, în fine. Și s-a lăsat Oliviu, Vlădulescu Oliviu îl chema. Numai că a murit după un an pentru că ficatul i s-a bulit. De obicei ăștia care fac greva foamei, unii mai beau ceaiuri cu miere, cu nu știu ce, să poți să reziști cât de cât. Dar tipul era fanatic, știi, fanatic de felul lui și a murit de tânăr. Ne întoarcem la dragoste. Domnule Dinescu, cum poate un tânăr lumpen să cucerească o femeie, o fată dintr-o familie de intelectuali?
Cel mai adesea o cucerește repede, că o familie de intelectual, un golan din lume proletar, poate să aibă mai mult farmec decât unul de ăsta politicos și nu știu ce. Simondicos. Dar eu am uitat să spun cu poezia. Am scris o poezie de dragoste. Astea și Oliviu, n-am terminat. L-am prins pe Oliviu să-i bage în paltonul, că atunci, pe vremea aia, pe holul liceului, trebuia să-l lași paltonul afară, știi? Și a băgat-o în buzunar și l-a prins un profesor de matematică, l-a văzut că bagă, a crezut că fură ceva. Și când a descoperit poezia mea de dragoste către Elena Talagai, săraca, o fi acum, era mai mare ca mine cu noi, are 73 de ani dacă trăiește. Mulți înainte. N-am mai văzut. Și n-a reacționat nici la acea poezie? Păi dar nu, ăsta profesorul a citit-o în clasă, i-a plăcut poezia, că ăsta i-a spus, Oliviu Mircea Dinescu, mamă, și mi-a fost o rușine, s-a dus dracu tot. În schimb, am căpătat simpatia profesorului de matematică, Dumitru Costică îl chema, și era așa, o poezie mai naivă, ești ca statuia în fil, deci dăltuită să poarte pe al său chip doar frumusețe, dar oricum ar fi alcătuită, nu are inimă și dăinuie în tristețe. Așa și tu, degeaba e sublimă, degeaba ca rubinul se arde gura, când nu ai inimă și n-a mea rimă, gândesc că a uitat să-ți dea natura. Era o poezie naivă, clasa 8-a eram, cred că... Nu era chiar rea. În fine, sau eram a 9-a, dar abia începusem să scriu așa. Bă, și dar nu mai, mi-era o rușine de moarte, nu mai puteam să... Cum ar fi, mă făcusem de râs, că... Au citit-o, aia, auzit așa. În schimb, profesorul Costică, eu nu prea eram la matematică, deși făcusem liceul, nu umanist și ăsta de aia, la un moment dat era să rămân corigent și la o lucrare scrisă îmi dăduse 4 sau 3. Și a spus, fii atent, profesor, o figură, a spus, elevi, dragii mei, Mircea Dinescu scrie poezii publică, că el... după aia am început să public, nu știu ce, și mă simpatiza foarte tare. Fiindcă spunea, știi, și eu am fost coleg în facultate cu unul care scrie poezii. Și zice, Mircea Dinescu a luat nota 3 la lucrarea scrisă. Eu totuși n-aș vrea să-l las corijent, că el n-are nevoie de matematică la poezie, nu știu. Și aș vrea să-i pun 5, să-i dau 2 puncte. Dar ca să nu vă... Vreau să cad de acord cu voi, toți cei care au sub nota 5, le dau la toți 2 puncte. Și au trecut datorită mie, am mai... Datorită acelei poezii, datorită de fapt. Datorită acelei poezii, așa, pe care l-a mișcat pe domnul Dumitru Costică. Care e povestea acestei poze, domnule Dinescu? Povestea acestei poze, cred că eram la Heidelberg, invitat de profesorul Haiman, da? Eram pe un pod acolo și cu greu am reușit, deși era o invitație oficială și nu știu ce, știi... dar am reușit să plec datorită unui politician, Gogu Rădulescu, care a ajutat foarte mulți scriitori. Soția lui fusese și a poetesă, îi murise, și atunci el avea obiceiul, m-a invitat la el acasă câțiva scriitori. Și înaintea mea era, și Nicolae Manurescu și Buzura și Ana Blandiana, care avea o casă unde avea și Gogu Rădulescu la, într-un, mă rog, nu mai știu unde, și Gabriel Dimisianu, Cugeta Dimisianu, și am fost și eu invitat, că eram poet celebr, a vrut să mă cunoască. Nu, l-am cunoscut la Casa Scriitorului, stăteam la masă cu Eugen Jebeleanu și am dat o carte. Și m-a invitat și pe mine. Avea un șofer care îi gătea și gătea foarte bine tipul. Așa. Și foarte mulți scriitori reușeau să plece, erai refuzat și că pașaportul pe vremea aia nu stătea, era la tine, era la miliție. Și Gogu dădea un telefon la generalul care răspunea, dragi general, e poetul Mircea Dinescu, domnule, e din clasă muncitoare și uite, are premia la un scriitor. E invitat la Heidelberg la aia și a fost refuzat. Vă rog, dați-i pașaportul, nu știu ce, că garantez eu pentru el că nu... Și ați putut să plecați cu soția dumneavoastră în mașină. Și da, și am plecat... Și am stat 3 săptămâni la Heidelberg și mi s-a părut parcă era un oraș în care dăduseră îngerii cu pămătuful. Păi Heidelberg e unul dintre cele mai frumoase orașe germane, așezat pe malul Necarului cu niște poduri și singurul care n-a fost bombardat în timpul războiului, pentru că șeful aviației americane fusese student la Heidelberg.
Și a înconjurat pe toată harta Germaniei, a zis, băieți, aici nu dați nicio bombă, că Heidelbergul e la... Heidelbergul de altă dată e la inima mea. Și n-a picat nicio bombă pe Heidelberg. Pe soția dumneavoastră cum ați cunoscut-o, domnule Dinescu? Pe soția mea am cunoscut-o în casa unor traducători care aveau frumos obicei de a face ferate literare. Asta la Slobozia? La București, la Slobozia, pe dracu, da. Credeam că există așa ceva la Slobozia. Nu. Și părinții erau scritori, erau traducători. Maică-sa a tradus Eminescu, Caragiale, Ion Creangă în limba rusă, toată literatura clasică românească, Sadoveanu în limba rusă. Tatăl ei, Albert Covaci, era mare specialist în Dostoevski, are 3 cărți despre Dostoevski și familia asta fină, cu pian acasă, era cazul lumpen proletariatului care intră într-o familie bună. Așa. Și ei veneau cu ea, care era elevă de liceu în perioada aia. Apropo de soacră mea săraca, când eu l-am dat afară din Uniunea Scriitor pe Eugen Baru pentru porcările care... Ați povestit emisiunea trecută, da. Era înjurată soacră mea, caghebistă, își plătește cotizația de partid de la... Nu a fost niciodată membru de partid, înțelegi? Și săraca a tradus toată literatura, că, așa, plus aici Lermontov, are cărți despre Lermontov și Eminescu, în fine, erau niște oameni de înaltă ținută și de așa. Și cunoscând acolo la Aurel Covaci, unde venea și Nichita Sănescu, veneau și pictori, sculptori, era o chestie, avea o casă la curte așa și avea niște vie pe casă, făceam vin din via eu împreună cu el și mi-amintesc odată și făceam și cârnați când se mai găsea carne și am făcut și sarmale din salam, că nu se găsea carne de Crăciun și am făcut sarmale de salam. În fine, acolo am văzut-o pe ea atunci și avea o figură serafică, avea vreo 16 ani. A fost dragoste la prima vedere? Aveam o prietenă din lumea literară, nu intru în amănunte, așa, și eram cu ea, dar îmi plăcea de asta mică de... și stând acolo, ascultam muzică, că se cântau, veneau pe versurile și ale mele, dar și al Nichita și altor poeți, în fine. Și am avut curajul. Eram mai golan, așa, am luat-o de mână, fată de 16 ani, așa, știți? S-a speriat ea puțin, așa, dar simțeam că mă simpatizează, știi? Deci timidul Mircea Dinescu din liceu, iată, a avut odată această tresărire. Cu vârsta am căpătat și eu curaj, să știi, dar m-am căsătorit peste câțiva ani, că între timp, pe vremea aia, îmi plăceau femeile mai în vârstă ca mine, așa. Băbuțe așa de vreo 28 de ani. De ce? Eu aveam 22 de ani. Nu știu de ce. Erau mai mature. Erau mai mature, era o chestie și, nu știu, a fost interesant în perioada aia, până la căsătoria mea. Aveam și plete, aveam succes în Erați general. Erați boem. Eram, bine, dar boem nu în sensul ăla dramatic al cuvântului, știi? Eram prieten cu mari băutori, cu Florin Pucă, Fănuș Neagu, în fine, ăștia erau profesioniști. Unii dintre ei, săracei, au și murit că datorită alcoolului și al tutunului făceai arterită și le-au tăiat picioarele. O să facem o emisiune separată și despre marii băutori, despre băutori din literatura tremura română. Dimineața nu putea Pucă, care era marele meu prieten, nu putea să ducă paharul la gură și duceam eu primul pahar. După primul pahar de vodcă, de 200 de grame de vodcă, la al treilea an n-avea nicio problemă, putere. Știi? Domnule Dinescu, prima dragoste nu se uită niciodată, dar prima poezie de dragoste pentru un poet se uită? Păi uite că n-am uitat-o pe aia, ești ca statuia în fil de aici deltuită. A fost prima dumneavoastră poezie de dragoste. Volum. Îți dai seama că e poezie naivă, dar aia a fost prima mea poezie de dragoste, din clasa a noua. Aș vrea să mai spuneți povestea unei poezii. Celebra poezie Sunt tânăr, doamnă. Celebra poezie Sunt tânăr, doamnă, am scris-o, cred că eram în clasa 11-a, dar acolo e o mică confuzie, că multă lume crede că e o poezie de dragoste. Dar nu este. Doamna este moartea, de fapt. Eu dădeam acolo cu tifla morții, știi? Eram tânărul care... Sunt tânăr, doamnă, vinul mă știe pe de roșu, ochiul sclav în care fecioare prin frunze. Haideți să o auzim mai întâi, rostită de Florian Pitiș. De Florian Pitiș, săracu. Știți această variantă? E una dintre cele mai frumoase cunoscut, interpretări. Da. Deci era o poezie
despre moarte. Era mai obsedat de moarte, nu că mi-a fost frică, dar în primul rând credeam că o să mor până la 30 de ani. Poezia asta, deci nu are nicio legătură, nu-i poezie de dragoste, deși pare de dragoste. Pe de altă parte, poeziile de dragoste le scriam când nu eram îndrăgostit. Știi că e un paradox aici. Când eram îndrăgostit, dracu-mi venea să scriu poezii, mă venea să o sărut pe față, să mă plimb cu ea de mână. Când aveam eu stările mele ciudate, știi, puteam să creez în... știi? Că altfel, când iubești prea mult, ți se duce znaga aia poetică și o pierzi făcând dragoste, știi? Și când a scris această poezie, sunt tânăr, doamnă, tânăr. Când am scris această poezie și am trimis un calup de clasa 11 la revista Luceafărul, până la urmă a apărut o pagină întreagă, ultima pagină unde erau publicați. A fost un miracol, într-un fel. Deci erați în liceu când a scris această poezie? Eram în liceu, mamă, și cu niște cuvinte... Da, asta, știi, Ilie Constantin a scris și Cezar Baltac, știi, am spus, talentul lui are evidența unui urlet de leu, tot ce atinge el ca la regele Mida se transformă în aur și poezie. Un elev din clasa 11 din Slobozia a fost pe prima pagină în Luceafărul articolul lui Ilie Constantin. În mod normal, după asemenea laudă, trebuia să mă sinucid, că așa, dar uite, am avut, m-am sinucis, nu mi-am făcut harakiri îndelung, așa mă sinucid. Coabitați cu gloria, practic. Hmm? Coabitați cu gloria, de vreo 50 de ani. Într-un fel, știi că de obicei gloria te omoară dacă ți-o iei în cap și... Dar eu am știut să-mi programez această exuberanță și... pe de altă parte, nu poți să treci din amintiri, știi? Dacă nu scrii în continuare și nu... Că mai sunt oameni și adună toate articole. Eu nu mi-am adunat nimic, nu am nici un articol despre mine adunat, să stau să citesc, că uite, bă, cine am fost eu. Da, acum, adun pentru bătrâneți. Da. Eu am întâlnit odată, eram cu marele critic Lucian Raicu, la o cârciumă acolo, lângă Dinamo, el stătea și... Și a venit unul, bă, spunea, eu sunt fostul Pintea de la Dinamo, bă! Fostul, el despre sine spunea, fusese un campion de box probabil la Dinamo, dar el vorbea despre sine, sunt fostul, eu nu spunea că sunt Pintea, sunt fostul Pintea. Așa să fi spus eu, bă, eu sunt fostul Dinescu, de la Luceafărul. Domnule Dinescu, mai avem 30 de secunde și vreau să vă imaginați următoarea scenă. Un bărbat reușește să cucerească o femeie citindu-i o poezie scrisă de dumneavoastră. E o dramă, da, pentru... Da, totdeauna am suferit. Pentru poetul Dinescu. Fiindcă mi-au spus unii, domnul Dinescu, aveam o prietenă. I-am recitat poezii, la început am zis că sunt de mine. Și pe urmă întotdeauna m-am gândit, băi, ce mare dramă, știi, câte femei aș fi putut eu cuceri cu poeziile mele și n-am știut, știi? Pe vremea aia mai erau și fetele mai sensibile la poezii, că n-aveau alte, nu existau televiziune, nu existau, înțelegi? Literatura era o modalitate de a cuceri o femeie. De a cuceri o femeie, mare lucru. Să încheiem așa, domnule Dinescu, da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și ne vedem săptămâna viitoare. Atât pentru astăzi, ne revedem duminica viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic. Acest program este disponibil și pe Prima Play.